Principalele preocupări ale românului când dă de bani țin de asigurarea nevoilor de bază de consum și de plata impozitelor și a contribuțiilor sociale, se arată într-o analiză a Institutului Național de Statistică. Acoperirea acestor necesități lasă prea puține resurse pentru investiții. În anul 2015, impozitele asupra veniturilor, contribuțiile la bugetele de asigurări sociale, cotizațiile și alte impozite și taxe au deținut o pondere de 19% din cheltuielile totale, ridicându-se în medie la suma de 446,1 lei lunar pe o gospodărie, din care impozitul pe salariu a reprezentat 39,5%, iar contribuțiile de asigurări sociale pentru pensie, la fondul de șomaj și pentru asigurările de sănătate 56,3%. Cheltuielile pentru investiții au fost și în anul 2015 foarte mici, reprezentând numai 0,7% din cheltuielile totale, în ușoară creștere față de anul anterior, cu 0,1 puncte procentuale. Este un semnal și în anul 2015 cu privire la capacitatea extrem de scăzută a gospodăriilor de a economisi, se arată în documentul INS. Consumul a fost principala destinație a cheltuielilor gospodăriilor, care a avut în medie 72% din cheltuielile totale. Cheltuielile de consum au reprezentat 1.702 lei lunar pe o gospodărie, iar cheltuielile bănești pentru cumpărarea de produse alimentare, inclusiv cheltuielile în unitățile de alimentație publică, nealimentare și pentru plata serviciilor, 1.500 de lei lunar, 63,8% din cheltuielile totale, afirmă statistica. Cealaltă parte a cheltuielilor de consum, contravaloarea consumului uman din resurse proprii, acele produse alimentare și nealimentare din resurse proprii, care sunt consumate de membrii gospodăriei, a fost egală cu 202 lei pe gospodărie și a reprezentat 8,6% din cheltuielile totale.